început să scrieți pe contributor în 2012 și ați continuat până astăzi. Textele publicate le-ați numit a fi texte civile, pentru că spuneți că le-ați scris ca membru al societății civile. Ce anume v-a făcut să coborți în lumea actualității imediate a bâlciului și coșmarului cotidian? Alăturarea asta e dintr-un articol al dumneavoastră, bâlci și coșmar. E destul de... ecuația mentală prin care aș putea să explic ce se întâmplă când scriu astfel de texte și trebuie să fug de la Platon și Kant și Heidegger la nume de pe scena noastră politică, trecerea asta se explică într-un mod destul de simplu. De la afacerea Dreyfus încoace se naște intelectualul modern. Intelectualul modern, sau modernismul în spațiul intelectualității, dacă are condițiile sociale să o facă, politice, capătă obligația să nu tacă în fața unor grave încălcări ale valorilor morale ale societății. Altfel spus, dacă nu trăiești într-o societate totalitară, dacă nu trăiești sub Stalin, în comunism, în nazism sau mai știu eu unde, și ridicarea vocii se lasă cu lagăr, cu un glonț în ceafă și așa mai departe, dacă nu se întâmplă așa ceva, un intelectual care tace în condițiile unei societăți care asigură libertatea de expresie, devine complice la lucrurile grave care se întâmplă sub ochii lui. Altfel spus, am ajuns, știind că n-am putut să fac asta înainte de 90, mi-am spus că nu mai am nicio scuză după 90 să tac în privința lucrurilor care mă priveau pe mine, destinul meu și al semenilor mei. Așa se nasc ieșirile mele la rampa problematicii sociale și politice. Nu trebuie să fii membru unui partid, nu trebuie să fii prin meseria ta ziarist ca să ajungi să comentezi morala socială, nu? A societății în care trăiești. Ești, libertatea, s-a spus, este un lucru greu și se păstrează greu. Nu se păstrează prin tăcere. Aici e toată povestea. Ești răspunzător de felul în care vei trăi, și tu și ceilalți. Spre deosebire de ceilalți, intelectualul umanist are un acces la cuvânt. El trebuie să-și folosească puterea de a exprima în folosul tuturor. Asta e. Dar totuși, parcă din 2012 a fost mai activ, mai... Nu, lucrurile se petrec așa. În general, ți-ai dori, ca om de cultură, să stai în biblioteca ta și să lucrezi. Fiecare intelectual care își iubește meseria, fiecare om de cultură care își iubește meseria, aspiră să scrie, să-și facă o operă. În același timp, el este bruiat într-o societate bulversată. Un coleg al meu din Paris, din Australia, din Canada, din Germania, nu e pus să culce dimineața, să se scoale dimineața pe creier cu numele unui politician, să se culce noaptea cu numele altui politician pe creier. Nici să-și trăiască ziua trebuind să se concentreze asupra ce are de făcut și să dea deoparte bruiajul continuu al unei societăți neașezate. Când m-ați întrebat de ce în 2012, nu e așa. Am scos la un moment dat un volum care se numește de interviuri pe care le-am făcut de-a lungul a 20 de ani. Și ceva în genul la ce supune cuvintele, nu mai țin minte exact cum se numește, deși a apărut acum 3 ani. Și acolo, dacă vreți, sunt refăcute prin lor de poziție publice momentele importante ale istoriei noastre din acești 20 de ani. De fiecare dată când am ajuns să mă pronunț pe probleme care nu mă priveau direct
în raport cu meseria mea, ci direct în raport cu calitatea mea de cetățean al țării esteia, lucrurile s-au petrecut într-un moment de febră socială. În 2012 am trăit un cutremur al societății românești. În vara lui 2012 am avut senzația că pierdem ceea ce cu chiu cu vai se acumulase. Și atunci, momentele astea sunt momente de febră socială. Temperatura colectivității crește. A crescut atunci, a crescut acum, în preajma alegerilor, și astea sunt momente când oamenii simt nevoia să spună cu glas tare ceea ce au de spus, sperând că acele cuvinte pot să-i trezească și pe alții. Sunt momente de mobilizare, de disperare, când ai senzația că istoria se surpă cu tine și cu țara ta. Acum că suntem foarte aproape de cel al doilea tur al alegerilor prezidențiale, ce vă înspăimântă cel mai? Care e amenințarea? Care e lucrul cel mai amenințător? Care vă îngrijorează cel mai mult? S-ar putea întâmpla? Ar fi consfințirea despărțirii societății în blocuri de ură. Nu? Deci ăsta e fondul cel mai grav uman. O societate în care mijloacele de combatere, de luptă, sunt împinse până la extremele afective ale ființei umane, riscă să se instaleze pe o bombă care poate exploda oricând. Cel mai frică îmi este de ațâțarea patimilor, a pasiunilor umane, care iau aspecte feroce în momente de genul ăsta. Deci îmi spun, dacă lucrurile virează prost, dacă metodele folosite de partidul X sunt cele de instigare permanentă, de calomnie, de demonizare a adversarului, lucrurile astea nu se șterg. Nu ești ca de la un spectacol și uiți după o vreme spectacolul pe care l-ai trăit. Ura se instalează în modul de reacție al nostru. Se produc rupturi în societate gravisime. Ele nu mai pot fi acoperite ușor. Doi, după cum știm, pierdem bruma de structuri pe care le-am dobândit în 25 de ani, pas cu pas, cu timiditate, într-o direcție sau alta a democrației. În clipa în care văd că o armă socială, o armă de luptă devine împiedicarea dreptului la vot, care este axa unei societăți libere și cu pretenții democratice, îmi spun că orice e posibil. Deci te poți întoarce la un moment pe care îl credeai complet depășit. Ideea că încet, încet lucrurile evoluează înapoi a noastră, către un moment pe care l-am părăsit, e înspăimântător. Asta este orizontul spaimei. Ți-e foarte greu ca după ce ai cucerit niște lucruri să renunți la ele. Psihologic lucrul ăsta este deprimant. De aici senzația de depresie și deprimare care te cuprinde. Nu vrei să pierzi lucruri câștigate cu greu. Să nu fim patetici, în 89 prin moartea unor oameni. Nu? Cum să iei înapoi dreptul la vot? Că pe asta ne-am născut după 89. Credeți că ați văzut mișcările de protest? Și grobianismul. Deci s-a instalat o stilistică, iertați-mă, care a devenit stilistica politicii noastre. Și e interesant de văzut că acum avem în față doi versanți ai omului politic. Unul care folosește șmecheria, balcanismul, bășcălia, celălalt care vrea să propună un tip de om politic, o sobrietate anume coținută, fără adjective jignitoare în limbaj. E un moment de răscruce în care cei doi candidați capătă funcții simbolice. Unul cu un cuvânt blând, prin promovarea balcanismului, celălalt prin încercarea, nu știu cu ce șanse, dar să sperăm că mari, de a da un ștaif
discursului politic, de a se ieși din spațiul golăniei în limbaj. Mișcările acestea pentru votul din diaspora, în mare măsură spontane, chiar crezi că spontaneitatea care poate crea, adică poate crea un alt lanț, o altă secvențialitate în politică, în viața publică? M-am întrebat mereu când o putere care funcționează negativ sau, mai corect spus, represiv, atinge limita de la care un popor începe să reacționeze. De obicei, marile mulțimi reacționează când li se iau lucruri fundamentale în spațiul materialității, mâncarea în primul rând, sărăcia, deși comunismul a trăit prin sărăcie. Și nu s-a revoltat, pentru că sistemul de represiune era împins la limită. Dar în societățile de după 90, născute în Estul Europei, mi-am zis, care e gradul în care un popor începe să reacționeze? Ungurii de lângă noi au reacționat în momentul în care li s-a pus taxa pe internet. Dar noi când reacționăm? A fost o reacție la povestea cu Roșia Montană, da? Ce așteptăm? Și mi-am zis, ce trebuie călcat? Până unde trebuie călcat în picioare bunul simț? Cum asistă un popor întreg la faptul că banii proprii sunt folosiți ca pomeni electorale? Ăsta e lucru care m-a stupefiat. Am crezut că asta o să stârnească o indignare. N-a stârnit-o, sau nu știu, poate vom vedea subiacent în votul care va veni duminică că reacționează exact pe tema asta și pe altele multe care ar trebui să ne stârnească indignarea. Din păcate, istoric, pentru că aici sunt complet de acord cu Lucian Boia, un popor nu e determinat genetic, ci totdeauna tot ce ar se petrece cu el, profilul lui, se conturează prin istoria lui. Ori, la noi există o psihologie creată istoric a fatalismului. E, asta e, o să treacă, vieții oameni, sub vremi și așa mai departe. Asta este obstacolul interior pe care trebuie să-l înfrângem. A te resemna în două clipe, crezând că ai în fața ta nu niște oameni mai mult sau mai puțin organizați care îți fac rău, ci că ai în fața ta o instanță insondabilă. Ăsta e pericolul. Ei sunt niște oameni. Bun, nu sunt, când oamenii aceia devin armată, pun mâna pe arme și te împușcă în cazul în care nu faci ca ei, atunci nu mai sunt oameni. Ai de a face cu altceva. Ai de a face cu un dialog al istoriei care devine sângeros. Dar câtă vreme nu e așa, ce aștepți? De ce nu reacționezi? De ce să te închizi în fatalism? Asta e, o să treacă. E, o vedea noi, am ieșit și din altele. Nu e așa. Pentru că dacă intrăm duminică la alegeri în ceva care ne va duce pe panta ultimilor 2 ani până la capăt, te întrebi cum vom arăta după aia. Cum arată renașterea unui popor împins până în fundul prăpastiei? Aș vrea să vă citesc un pasaj din Făgăduința Politicii. Hannah Arendt. Curajul e cea mai timpurie dintre virtuțile politice și chiar și azi e una dintre puținele virtuți cardinale ale politicii, pentru că numai ieșind din sfera privată și din cea a relațiilor familiare de care viețile noastre sunt legate, ne putem croi drum spre lumea publică comună, care e spațiul nostru cu adevărat politic. Oare nu e o lipsă de curaj? Sunt două lucruri. E splendid citatul pe care l-ați dat. În primul rând, vorbește de locul cald pe care îl reprezintă micul nostru cerc de viață, familia. Obiceiurile noastre, ritualul cotidianului, fiecare îl trăiește într-un cerc restrâns. A te desprinde de acolo e greu.
E greu pentru că îți violează inerția. În al doilea rând însă e greu pentru că, într-adevăr, îți cere curaj. De ce curaj? În ce constă curajul? Știți, așa cum am trăit eu până la vârsta mea istoria, a trebuit să ajung treptat să înțeleg că cel mai mare dușman al meu este frica. Și că a-ți educa frica, adică a ajunge să o depășești, este lucru cel mai greu, pentru că își cere renunțarea la tot ceea ce e comod în tine și la limită la însăși viața ta. Când am vorbit la un moment dat cu Doina Cornea, după 90, și am întrebat-o cum a parcurs treptele insurecției ei personale, mi-a spus că s-a antrenat 10 ani ca să-și depășească frica. Nu intrăm în detalii în ce a constat antrenamentul. În cartea aia faimoasă, cea mai bună carte după mine, care s-a scris după război, a lui Nicu Steinhardt, Jurnalul Fericirii, Nicu Steinhardt aflase un lucru, că un om nu este liber decât dacă se eliberează de șantajul pe care cineva îl poate face cu viața lui. Ca să fii cu adevărat liber, trebuie să nu poți fi șantajabil cu comoditățile tale și la limită cu viața ta. Pe frica noastră se întemeiază curajul celor care au puterea și agresivitatea lor. Pe curajul nostru se naște frica lor. De ce întind coarda până la un punct? Dacă simt replica, curajul lor reculează. E un bras de fer, este o luptă între balanța fricii și a curajului de cele două părți. O replică dată dur și neașteptat poate soldeze cu un recul formidabil al agresorului. Invers, frica instalată duce la capitularea totală. Și nu știu dacă ăsta e mecanismul ultim a ceea ce trăim noi acum. Înainte de 90, lucrurile nu arătau, nu se putea face nimic în România, vă spun clar, nimic. Dacă îți propuneai să ieși cu o pancardă jos Ceaușescu, dura un minut. Nu venea nimeni în jurul tău, fugeau din jurul tău. Deci replici ale curajului disperat nu duceau la nimic. Omul care și-a dat Babeș foc pe o pârtie a făcut un gest care nu putea avea ecou într-o societate amorțită, paralizată de frică. A induce frica în ultimul atom al ființei tale era politica comunismului. Acolo a dat replica era foarte greu. Și a o da în stilul în care au dat-o cehii, avea un sens pentru că strângea o masă de oameni în jurul celui care și-a dat foc. Dar la noi nu se întâmplă asta. După 90 nu mai știu care e temeiul fricii. Bănuiesc că e calculul. Pierd aia, pierd postul, nu mă mai angajează, a venit șeful meu și mi-a spus, primarul cu tare a zis că nu ne mai dă bani. E la un nivel meschin. Treaba se petrece foarte meschin azi. Da. Vedeți, de asta este speranța întotdeauna într-o generație tânără. Nu trebuie absolutizate vârstele, dar există caracteristici ale vârstelor. Un om tânăr, în primul rând, n-a avut timp să facă acest lanț de complicități. În al doilea rând, dacă este un tânăr normal, în sufletul unui tânăr, categoriile de drept și nedrept, poate că funcționează mai natural. Ei sunt mai aproape de indignarea în fața nedreptății și de intrarea vehementă în numele unei cauze bune. Uneori o nimeresc, alteori nu o nimeresc. Dar de asta speranța e acolo, știți? Oamenii în vârstă nu au o valoare pe linia asta decât în măsura în care experiența vieții lor le-a bătătorit valorile pozitive. Dar majoritatea sunt în situația în care ați spus,
au strâns un lanț de complicități pe drum.